Tanto oficial. Haideți să mergem și la prietenul și colegul nostru Gabi Safta, cel care are ultimele informații dinspre Kosovo, dinspre Pristina. Ce scrie presa de acolo, Gabi, despre partea din această seară și, bineînțeles, ce se mai întâmplă în Europa, pentru că aseară au început meciurile din noua ediție de Liga Națiunilor. Te salutăm și te așteptăm cu drag. Vă salut și eu cu deosebit respect pe toți cei din studio și pe toți cei care se uită la emisiune. Salut! Presa din Kosovo scrie despre ceea ce a anunțat ieri fanatic.ro, și anume că terenul este 90% artificial. Ei scriu așa: potrivit fanatic.ro, antrenorul și jucătorii români au fost surprinși să vadă la antrenamentul oficial că terenul nu este hibrid, așa cum li s-ar fi spus, ci este sintetic. Fanatic a aflat că din cauza căldurii iarba nu a crescut și a rămas numai covorul sintetic. Iarba naturală... a trebuit Gabi să meargă Fanatic acolo ca să scrie presa din Kosovo lucrurile astea? Da, da. Iarba naturală are rolul de a lega gazonul artificial cu rădăcinile. În schimb, covorul s-a ridicat. În condiții normale, când gazonul este hibrid, 70% ar trebui să fie iarba naturală. Potrivit fanatic.ro, gazonul de la Priștina este 90% plastic. Scriu kosovari. La final... Bun. Da. La final... Senzațional. Da, e genial. Senzațional. Și tu și ei. Da, da, eu am citit ce spun ei. Adică eu am citit ce spun ei că au citit la fanatic. Eu, eu știu că Remus cu Marian și cu Răzvan au trimis doar la noi materialele. Da, la final e prezentată precizarea fanatic.ro. Pe Național Arena avem 80% iarbă naturală și 30% hibrid, exact cum sunt cerințele... 80 cu 30, vezi că fac cam mult. 70 cu 30. Așa, Gabi. Exact cum sunt cerințele UEFA. Ziariștilor kosovari a fost lene să meargă până la stadionul propriu, să vadă ce se întâmplă acolo, pe cuvântul meu. A trebuit să vină oamenii din România să le arate ce se întâmplă. Și tu ai spus bine că diferența de 10% e în rulouri. Cu frișcă. Da, și de aia se ridică. Exact. Rulouri cu frișcă. Cu vanilie. Au 110% înseamnă gazon. Un alt material pe această temă are titlul: românii se plâng de gazonul de pe Fadil Vohrit. Se scrie că Mircea Lucescu nu este deloc mulțumit de gazonul pe care jucăm astăzi seară, dar nici jucători nu sunt mulțumiți de teren. Este materialul, iată, însoțit de fotografii cu momentul lui Mircea Lucescu și al jucătorilor. Presa de astăzi mai scrie că... Dar fii atent, scuză-mă că te întrerup, fii atent... Și dacă ne lasă colegii, ne lasă poza aia. Fii atent, nici tu, aia e linia de la centrul terenului, probabil, nu care nu pare dreaptă, nu, și uite cum se vede, și uite în dreapta aici, în fața domnului Lucescu, unde e dunga, unde vine, unde ar trebui lipit gazonul. Da. Zici că s-a băgat mult, s-a pus un covor de sufragerie, cum e când se bagă pisica pe acolo. E groaznic, e denivelat, hibrid denivelat, nu există. Iar ăla, uite cum e cusut, cum e țesut, vai de el. Țesut. Sărac. La o să fie, dar o să fie o mare provocare pentru jucător să-și mențină echilibru. Uite. Da, e parcă e la Coresi, acolo unde juca Rapidul la junior. Stai cu minte că dacă vezi la Coresi, zici că ești la Milaneto. Ușor, cum, dragul cum meu, era, cu Coresi. Cum era. Acum e top. Milanello. Acum. E top. Cabinete, 6 cabinete medicale, sală de forță de 240 de metri pătrați. Spațiu pentru fotbalul feminin, vestiare, dușuri, separat, grup sanitar, da? 6 vestiare pentru copii și juniori, vestiar pentru arbitri de 14 locuri, nu, din eu ca domnul Lucescu, din memorie. Da? Deci aveți nevoie de 14 arbitri? Nu. Le mai trebuie doar transferul, la câte vestiare sunt și ce este sunt baza acolo. De la Coresi pentru copii și juniori, sunt 14... Nu, chiar arată super ok. Sunt 14... Acum, foarte serios, am văzut-o când, pe vremuri când nu venise Rapidul acolo oficial cu domnul Dan Șucu. Respect pentru tot ceea ce a făcut, de ar fi mai mulți Dan Șucu să facă așa pentru juniori, am mai avea și noi fotbal mai bun. Acum, fără glumă. Iar 14, scuză-mă Gabi, ca să-i răspund și lui Buzărin, domnului Buzărin, 14 locuri în vestiarul arbitrilor, pentru că sunt 4 terenuri și se pot desfășura în același timp jocuri în campionatele naționale de copii și juniori. Am și atunci ai mai mulți arbitri. Trebuie să încapă toți arbitrii care au avantajat Rapidul. Nu. Stai cu mintea asta cu avantajatul Rapidului, că Rapidul, dacă facem așa bilanțul la sfârșitul anului trecut... Păi încă nu. Anul trecut, între pro și contra, Rapidul e cu contra. Da? Da, cu Cosmin. La ce prezentare cu la Banda Coresi, cred că trebuie să și...
de cartel. Așteptăm, vă așteptăm la... Păi nu, vă așteptăm la... Nu la pe caserie. Mine, pe ei. Pe la contabilitate. La contabilitate. Noi, noi am primit programul de publicitate, nu era... Nu era pe listă? Îmi cer scuze. Am înțeles. M-am excitat de la cafea. Trecem peste. Hai luat tu din cafea alu. Da, da, da. Că ne-au pus ceva da, pe aici. Ceva că văd că toți suntem frate. Da, Gabi. Da, să nu creadă lumea că i-am ridicat mingea la filul special lui, lui Robert. Nu, dar poți să spui acum, Cristi și-a dat seama, acum spune-o, gata. Acum, Ana. Da. Presa de astăzi din Kosovo mai scrie că de la selecționerul Franco Foda până la jucător, toți sunt pregătiți pentru victorie. Se mai scrie că toate biletele au fost vândute, atmosfera de pe stadion de așteptat să fie extraordinară, scriu kosovarii. Nu știu dacă mai e cazul să prezint conferințe de presă, Murichi, declarația sau nu, Foda. Nu, au dat colegii ăștia la exact. Fanatic, au dat tot ce s-a întâmplat la Priștina exact. Ieri.